Salut, eu sunt Flavius, sunt specialist marketing și în acest video am să arăt pas cu pas la laptop cum să creezi campanii eficiente de promovare în Facebook Ads pentru ca tu să aduci mai mulți clienți pe site-ul tău la costuri mici. Mult succes! Ok, deci în acest video o să vedem pas cu pas cum să creăm o campanie în Facebook Ads pentru a ne promova afacerea cât mai eficient și pentru a ajunge cât mai bine la clienții ideali și potriviți. Pentru aceasta ne logăm în Business Managerul de la Facebook și alegem contul de promovare pe care vrem să ne promovăm afacerea, adică în care să ne promovăm afacerea. După care vom da click pe butonul acesta verde de create sau creează în limba română. Eu deja am creat o campanie care o să înceapă în 8 ianuarie, doar de test. Și aici alegem obiectivele. Sunt multe obiective în Facebook Ads pe care le putem alege în funcție de ceea ce vrem să obținem. Fie vrem awareness, adică notorietate, să ajungem la cât multă lume, la un cost cât mai mic pe 1000 de afișări. Vrem trafic, adică vrem ca oamenii care văd anunțul nostru să dea click pe anunț și să ajungă undeva pe site-ul nostru, pe o pagină, în Messenger sau în WhatsApp. Avem o campanie, un obiectiv de tip engagement, adică oamenii să interacționeze cu video-ul nostru, cu anunțul nostru, cu postările. Mai avem campanie de tip lead ads, adică obiective de tip lead ads, care ne permite să generăm lead-uri direct din Facebook, fără să mai fie nevoie ca aceste lead-uri să ajungă pe landing page-ul nostru, ceea ce este un pas foarte important dacă vreți să scurtăm drumul spre o interacțiune cu clientul nostru. AdPromotion e deja evident, ne promovăm aplicația și Sales, dacă vrem să ne promovăm plusă din magazinul nostru online sau vrem să ne focusăm pe conversii. În acest video am să vă arăt cum să creăm o campanie de tip trafic, că oamenii care văd anunțul nostru și dau click pe el să ajungă pe un landing page, pe o pagină de aterizare, pe un site sau pe paginile pe site-ul nostru. Alegem trafic. Mai jos alegem numele campaniei, să zicem campanie demo trafic. Aici alegem setul de anunțuri, adică numele și punem interese. După care dăm click pe continuu. Deci am ales obiectivul campaniei, după care Facebook să optimizeze și să ne creeze campania. După care mergem aici pe cele patru pătrate și vom da click pe ele și vom alege tipul de conversie. Unde vrem să se întâmple conversia? Fie spre site, fie spre aplicație, fie spre Messenger app, profil de Instagram sau apeluri. În cazul nostru vrem să ducem oamenii spre site, pe site-ul nostru, pe pagina de pe site-ul nostru. Dă click pe website și aici alegem obiectivul. Fie maximizare număr de click-uri, fie maximizare de landing page views. Pentru a alege acest tip de obiectiv, după care să optimizăm campania de Facebook Ads, trebuie să avem neapărat instalat pixelul pe site. Momentan nu l-am instalat, o să-l instalez într-un video viitor și o să vă arăt exact pas cu pas cum se face acest lucru. Dă click pe maximizare număr de click-uri și după care alegem bugetul fie zilnic, fie pe viață, adică pe durata campaniei. Vreau pe durata campaniei. Aleg, să zicem, 500 de lei. Aleg când să înceapă, să zicem, în 8.1.2024, la ora 10.00 și aleg când să se finalizeze această campanie în 31, ora 23.59. După care aleg locația, foarte important, locația în care se va afișa anunțul nostru sau anunțurile, că avem mai multe. Să zicem, vreau pe Timișoara. Timișoara. După care aici ne pune să alegem fie o rază între 17 și 80 de kilometri, dar eu vreau doar pe orașul Timișoara, deci doar pe raza de Timișoara. În partea dreaptă putem vedea câteva estimări bazate pe interesele alese, pe locație. Să zicem că vrem să ne promovăm un magazin de mobilă în Timișoara și alegem, spre exemplu, interese. Vârsta putem alege între, să zicem, 25 ar fi ideal și 60, să zicem, 55 de ani. Aici, în funcție de avatarul clientului nostru, putem alege vârsta,
sexul și alte interese. În demo acesta, în acest video demo, o să vă arăt exact cum să alegem interesele bazate pe un magazin de mobilă, că vrem să promovăm un magazin de mobilă în Timișoara. Și aici alegem furniture, furniture și alegem toate interesele legate de mobilă. Acum este doar un demo, dar vreau să văd că putem alege foarte multe interese legate de ceea ce vindem noi. Fie mobilă, fie vindem servicii, fie vindem servicii auto, servicii de marketing, fie vindem plus pentru copii și mai departe. Facebook are foarte, foarte multe opțiuni din care putem alege. Eu aleg doar cele bazate pe interese de mobilă, pentru că acestea sunt demo pentru magazin de mobilă pe care îl promovăm. Zicem bathroom furniture și așa mai departe. În parte alegem toate obiectivele, toate targetările legate de mobilă, toate interesele, mai precis. Vedem că ne scade numărul de audiență estimativă la care putem ajunge. Putem adăuga și canapele, sunt dacă nu e în română, nu e în română, fiindcă am Facebook-ul stat în engleză, couch, couches, bedroom, putem pune, și putem pune și concurenți, să zicem dacă IKEA, dacă ne lasă Facebook-ul, da, IKEA, și mai departe, să zicem Dedeman, dacă ne lasă, nu ne lasă, ok. Deci ați înțeles ideea aici, practic alegem interese să fie cât mai specifice pentru ca Facebook să le afișeze doar către publicul care este foarte, foarte interesat de ceea ce vindem noi și ca anunțele să fie afișate doar persoanele care sunt cu adevărat interesate, nu să fie afișate tuturor, pentru că așa o să ai o rată de conversie cât mai mică și o rată de click cât mai mică. După care alegem limba, aici alegem limba browserului în care sau a profilului în care este setat contul de Facebook. După care, mai departe, Facebook ne cere să alegem un beneficiar, adică cine va plăti. Aici mă ales compania mea ca și demo. Și aici ne zice plasamentul. Fie vrem să placeze anunțele pe Facebook, pe Messenger, pe Reels, în Story și mai departe, fie manual. Dacă alegem plasare manuală, plasament manual, Facebook ne dă șansa să alegem fie Audience Network, fie Messenger, fie Instagram, fie Facebook și aici avem tipul de plasament, fie în feed, în Facebook feed, în Instagram feed, să bifez Instagram, o să fie mai ușor, fie pe Marketplace, fie în Video Feeds, fie în Right Column, așa mai departe, în Stories, toate acestea pentru ca noi să avem o flexibilitate asupra anunțurilor noastre unde să fie ele afișate și cui să se afișeze și unde. După care merg mai departe și aleg să creez anunțul care se va crea aici. Să punem un nume mai decent, să zicem ad mobilă dormitor. Și aici aleg profilul. Momentan aleg doar profilul meu pentru că vreau să fie doar ca și demo. Adică pagina de Facebook. Dacă avem cont de Instagram, este foarte bine să-l legăm la contul de Facebook pentru a ne afișa cât mai bine reclama și pe Instagram. Și aici aleg să creez un anunț. Aici o să aleg tipul de format, fie single image, fie video, sau carousel, sau collection. De obicei, debifez multe advertising ads pentru că nu promovez în colaborare cu alți parteneri. La fel și partnership ads îl debifez, după care adaug media, adaug fie imagine, fie video și aici alegem imaginea noastră. Trebuie ca imaginea noastră să fie cât mai clare, să fie self-explanatory, să nu trebuiască ca omul să stea și să gândească oare ce este în imaginea aceasta. Și aici putem pune, practic, poze noastre, o poză pentru fiecare ad în parte sau un video pentru fiecare ad în parte. Și aici punem un text, putem da pe Ad Preview să dăm Enable, să zicem, să luăm Ad Image,
upload, după care mergem să luăm niște poze cu mobila, să zicem vreau pe aceasta și dăm pe next. Ne putem vedea cum va arăta în formatul de tip feed, în formatul de tip story și în formatul de right column sau search results. Dăm click pe next. Aici putem optimiza imaginile să fie cât mai personalizate, să zicem așa, și să fie cât mai ușor de afișat în funcție de plasament. Dăm click pe done. După care alegem un primary text, punem un text, zicem mobilă de lux din import, așa va arăta practic primary textul, dar ca să nu mai bat capul, de obicei folosesc ChatGPT-ul și îi spun așa, scrie un text pentru un anunț Facebook Ads despre magazin mobilă în Timișoara. Practic dau indicații ChatGPT-ului ce să scrie. Vedem că ne scrie un text destul de complet. Îl copiem, evident înlocuim numele magazin cu numele magazinului nostru. Ca și demo o copiez și dăm click pe primary text și după aceea dăm paste. După care alegem headline-ul, să zicem magazin mobilă XYZ, să zicem așa. Va apărea aici și la descriere află mai multe. Și vedem că așa va apărea anunțul nostru. Și după care alegem un call to action, să zicem get offer. Și în acest fel am creat o campanie rapidă de Facebook Ads și mai trebuie să adăugăm site-ul, să zicem https://mobilă.ro și display link. Aici pun evident pagina pe care vrem să ajungă user după ce dă click. De obicei nu pun landing page-ul, adică nu pun homepage-ul, ci pun un landing page separat, să zicem un landing page despre dormitoare, canapele, patul, fuze de ceea ce promovez eu, pentru că user să nu aibă așa mare dificultate când merge pe site să se piardă pe homepage, că acolo sunt multe informații care poate nu îi sunt utile. Dacă el caută canapele sau interesat de canapele, evident duc pe pagina de canapele și mai departe. Și în acest fel am făcut o campanie de Facebook Ads despre magazin de mobilă, în care promovăm magazin de mobilă în Timișoara. Am aflat, ca și recapitulare, am aflat tipurile de obiective, am aflat evenimentele de conversie, adică vrem să se întâmple conversia pe website, vrem să optimizăm după maximizarea numărului de click-uri, am ales bugetul pe durata campaniei, când să ruleze campania, am ales locația, am ales vârsta, interesele, foarte importante această secțiune, și după care am ales să creăm anunțul în care am pus un primary text, am pus o imagine cu produsul pe care vrem să promovăm sau categoria pe care vrem să o promovăm și după care am ales textele pe care vrem să le promovăm. Mult succes!